Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru vineri, 16 aprilie. Acum hai să vedem pentru această zi de sâmbătă, în care soarele face aspect tensionat de cuadratură cu planeta Pluto, ce energii o să iasă pe detalarea zilnică pentru dragoste, pentru sănătate, pentru bani, carieră, situație financiară. Ok. Se pare că aceste tranzite astrale chiar ne afectează foarte puternic, pentru că vedem deja, de la prima vedere se văd și cărțile care au apărut, simțim influența lui Pluto, o planetă puțin mai greu de digerat, plus un aspect tensionat între Soare și planeta transformării. Fiți atenți, pentru că această quadratură o să se repete și duminică, oarecum cu o energie puțin diferită, pentru că duminică o să fie quadratura între Mercur și Pluto, dar cu toate acestea fiți atenți la ce se întâmplă aici, pentru că aceste quadraturi între Soare, Pluto, Mercur și Pluto ne pregătesc oarecum terenul pentru conjuncția dintre Soare și Mercur, care o să aibă loc luni și pe urmă intrarea celor două planete în zodia Taur. Și hai să vedem care sunt aceste transformări. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem șaptele de săbii, hoțul, dezertorul, o carte cu implicații negative, dar în același timp o energie de care ne putem folosi dacă a sosit momentul să renunțăm la anumite lucruri în viața noastră, pentru că acest dezertor poate să fie cineva care pleacă din viața noastră, poate să fie cineva care ne minte, care ne înșală, care ne fură ceva, sau putem să fim noi care într-un final am descoperit că suntem prinși în niște tipare toxice și trebuie să lăsăm ceva sau pe cineva în urmă. Hai să vedem cum se poate aplica această energie pentru diferitele cazuri în care vă puteți afla. În primul rând, pentru cei singuri. Dacă erați în discuții cu cineva și această persoană dintr-o dată oarecum dispare din viața voastră, nu vă mai răspunde, nu mai comunică, nu vă îngrijorați, nu suferiți din cauza acestei rupturi, pentru că era lucrul cel mai bun care se putea întâmpla pentru voi. Dacă încă discutați cu cineva și parcă lucrurile nu se pun bine cap la cap, parcă primiți informații contradictorii sau aveți așa o mică suspiciune că ceva e putre de acolo la mijloc, că persoana aceasta vă ascunde ceva, ascultați-vă intuiția, nu mai stați pe gânduri și rupeți relația înainte să înainteze prea mult, pentru că aici intuiția voastră are dreptate și ceva nu e ok acolo. Dacă nu vă încadrați în niciuna dintre aceste două categorii, atunci aici șaptele de săbii vă îndeamnă să vă uitați foarte atent la voi înșivă, să vă analizați pe voi înșivă, pentru că aici cu șaptele de săbii vedem că, da, într-adevăr aveți anumite lucruri foarte bune, foarte frumoase, foarte pozitive în personalitatea voastră, în modul vostru de a gândi, în modul vostru de a acționa, dar în același timp aici avem 5 săbii pe care trebuie să le aruncăm. Avem niște tipare vechi de gândire la care ar trebui să renunțăm, niște așteptări, niște cerințe, niște moduri de a fi, de a gândi, de a ne exprima, care sunt toxice pentru noi, pentru relațiile noastre, pentru partenerii noștri și la care trebuie să renunțăm. Așa că faceți-vă o autoanaliză serioasă, atentă, la rece aici, uitați-vă în toate relațiile voastre din trecut, la ce nu a mers bine și găsiți acele lucruri comune care erau acolo în toate relațiile voastre eșuate din trecut. Pentru că acele lucruri comune sunt acele tipare toxice la care trebuie să renunțați. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, același principiu se aplică și la voi. Faceți-vă această autoanaliză și renunțați la anumite comportamente care sunt toxice atât pentru voi, cât și pentru partenerul vostru și, în ultimă instanță, pentru relația voastră. Aceste comportamente pot fi, de exemplu, nu știu, tendința de a cicăli, nevoia de a avea tot timpul ultimul cuvânt, tendința de a ridica tonul vocii atunci când
simțiți că persoana de lângă voi nu vă ascultă sau nu vă acordă destul atenție. Tot felul de lucruri din acestea mici care așa treptat vă subminează relația. Dacă simțiți că partenerul sau partenera voastră vă ascunde ceva, fiți vigilenți, fiți foarte atenți și încercați să aveți aceste conversații adulte, oneste, să puneți cărțile pe față ca să descoperiți exact ce se întâmplă acolo în relația voastră. Pentru o mică categorie dintre voi, e posibil să descoperiți că partenerul sau partenera voastră v-a înșelat, dar, repet, e pentru foarte puțin dintre voi. Și atunci când acest lucru se întâmplă, mesajul cărții este să vă luați jucăriile și să plecați. Oarecum să trasați o linie foarte clară de demarcație și să spuneți, gata, până aici a fost, eu nu mai accept acest gen de comportamente, eu merit mai mult. Pe partea de sănătate, avem aici cinciul de săbi. Conflictul s-a finalizat, s-a întâmplat aici ceva în sănătatea voastră, ați luptat împotriva unei boli, împotriva unei afecțiuni și ați ieșit învingători, dar asta nu înseamnă că e momentul să lăsați garda jos. Nu, dimpotrivă. Acum trebuie să vă uitați foarte atent, pentru că e posibil ca tratamentul pe care l-ați urmat să vă fie afectat corpul, organismul, în alte feluri. Nu știu, dacă ați luat antibiotice, poate că v-a fost afectat stomacul, flora intestinală. Dacă ați ținut o dietă, poate că nu stați foarte bine cu vitaminele și mineralele. Nu știu exact cum se aplică la nivel individual pentru fiecare dintre voi, dar ceea ce știu să vă spun cu siguranță este că aici trebuie să aveți grijă cu organismul vostru și doar pentru că ați reușit acum să scăpați de o afecțiune, de o boală, de o problemă, nu e momentul să lăsați garda jos și să reveniți la proastele obiceiuri din trecut. Trebuie să continuați cu un tratament profilactic, trebuie să vă asigurați acum că organismul vostru își redobândește forța și vitalitatea. Pe partea de carieră, aici pe sectorul de afaceri, bani și carieră, avem șaptele de monede. Astăzi nu este momentul să insistați, astăzi e momentul să așteptați. Voi ați depus deja munca, ați trimis actele mai departe, ați finalizat proiectul și l-ați predat la beneficiar, ați depus actele la bancă, ați prezentat oferta posibililor voștri clienți și acum trebuie să așteptați ca cealaltă persoană, cealaltă instituție, ca cealaltă parte care este implicată aici în această afacere să analizeze situația, să vadă exact cum stau treburile și să ia o decizie. Mai ales dacă sunteți în domeniul vânzărilor, azi nu văd să fie ziua ideală să tot dați telefoane și să insistați la clienți, pentru că o să-i pisologiți și tot ce o să reușiți să obțineți este că pe viitor nu o să-și mai dorească să vă răspundă la telefon. Azi e ziua în care trebuie să faceți un pas în spate și să analizați exact ce ați făcut până acum și ce trebuie să faceți în viitor. E o zi de planificare, nu e o zi de acțiune. Dacă vă gândiți să investiți în ceva, iar azi nu e momentul ideal să inițiați aceste investiții, dar e un moment foarte bun ca să studiați piața, mai ales dacă vă gândiți la investiții în agricultură, în terenuri, în imobile, imobiliare, în tehnologii ecologice sau în produse care au cuvântul bio în față, bio, eco, da, lucruri care au și această responsabilitate față de natură și mediul natural. Dar, repet, nu e momentul să acționați, să semnați ceva, să inițiați ceva. Azi e momentul să analizați piața foarte atent. Bun, și acum hai să vedem un mesaj suplimentar de la cardurile de înțelepciune pentru această zi, pentru toată lumea. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video și să îl dați mai departe prietenilor, cunoștințelor, familiei, oricui credeți că i-ar plăcea acest mesaj sau dacă voi nu ați rezonat neapărat cu una dintre interpretări, dar v-a venit în minte o persoană care ar trebui să audă acest mesaj astăzi, puteți să-i trimiteți videoul mai departe ca să-l vizualizeze. Hai să vedem mesajul suplimentar de la
cărțile oracol. Vorbesc și gândesc pozitiv. Sunt atent la ceea ce spun. Dacă mă aud folosind cuvinte negative sau limitative, le înlocuiesc. Un mesaj foarte frumos care vă dă și o metodă foarte simplă de a acționa pentru a vă schimba dialogul interior, pentru a vă schimba perspectiva asupra vieții, pentru a deveni mai optimiști, pentru a pune în aplicare mai ușor legea atracției în viața voastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!